În ultimii 4 ani am avut contact direct cu televiziunea Alfa și Omega. În 2009, la Forumul Mondial de Rugăciune, acel eveniment a fost o explozie în lumea spirituală și cred că foarte, foarte importantă a fost asocierea televiziunii Alfa și Omega cu acel eveniment și susținerea. Și tot mai mulți oameni din România au putut să înțeleagă această direcție, această mișcare a Duhului care o aduce în special peste tineri sau peste generația care vrea să fie tânără. Și pe mine personal m-a încurajat atunci când am văzut că ați interconectat oameni din diferite congregații, chiar pornind de la cele mai clasice, tradiționale, până la congregații care sunt libere, pur și simplu au mers în aceeași direcție a Duhului, independent unii de alții, au primit tineri aceleași viziuni, aceleași chemări, fără să știe unii de alții, iar mesajul adus de Alfa și Omega a fost o încurajare punându-ne în legătură, s-au creat relații, a fost o interconectare și pot spune că asta este o mare binecuvântare, pentru că poate un grup, să spunem așa, de la Brașov, un grup de la Oradea, un grup din Timișoara, un grup din București, care nu aveau niciun punct de comunicare, când s-au auzit vorbind despre aceeași atingere a Duhului, despre aceeași chemare, ceea ce pot să văd foarte clar este că Dumnezeu mișcă în cadrul mijlocirii, naște grupuri, echipe de slujire aprofundate pe mijlocire, casele de închinare. La fel, până când au fost făcute publice prin cadrul televiziunii Alfa și Omega, aceste lucrări care s-au născut prin Duhul Sfânt, oamenii credeau că sunt singuri sau uneori se întrebau, chiar eu m-am întrebat, Doamne, o reviziune asta nu cumva e exagerată? Și apoi am văzut, urmărind canalul dumneavoastră, că sunt atâția oameni din multe locuri ale țării și chiar mai mult oameni de dincolo de hotare, care, deci este o lucrare binecuvântată, cu adevărat binecuvântată, o străpungere, o lucrare de străpungere în spiritual. Pentru noi, cei de la Iași, este un dezavantaj că nu se dă încă pe cablu. Postul nu a pătruns încă pe cablu, pe rețelele de cablu. Și cu toate că am mers unii dintre noi și am cerut, am solicitat la RDS și la Rom Telecom, la casele acestea de transmitere, am solicitat postul ăsta de televiziune, nu prea ne-au luat în seamă. Nu prea ne-au luat în seamă și lucrul acesta cred că trebuie adus la modul serios înaintea lui Dumnezeu. Pentru că este nevoie de postul de televiziune Alfa Omega, este foarte important, pentru că acum, prin satelit, se poate asculta orice post în satele cele mai depărtate, în cătunele unde nu au acces oameni, nu există biserici, prin televiziune, prin radio, poate să ajungă la inimile lor, cuvântul lui Dumnezeu. Și noi mulțumim Domnului de Alfa Omega, pentru că o urmărim pe internet. Personal, familia mea, eu și nu numai eu, și frații noștri, urmărim emisiunile Alfa Omega, o parte din emisiunile Alfa Omega, le urmărim și suntem încântați de ele. Personal sunt super încântat de emisiunea Mapamond. Este o emisiune de informații, de știri creștine din întreaga lume, care personal mă ține la curent și știu cam ce se întâmplă peste tot. Aflăm lucruri pentru care chiar să mijlocim, pentru frați care sunt în suferință, care sunt închiși, care au fost arse bisericile împreună cu ei în slujire, sau pentru diferite mărturii care sunt și l-am văzut datorită acestui post de televiziune, îl consider o mare binecuvântare și o mare bucurie, numai că îmi doresc ca el să poată fi răspândit în toate locurile, să poată fi vizionat. Este nevoie de lucrul acesta și vreau lucrul acesta să fie și
Domnul să lucreze în sensul acesta. Te rugăm, Doamne, să lucreze în sensul acesta. Eu personal am auzit multe mărturii a unor persoane care au urmărit Alfa și Omega și îmi spunea, eu, persoane care am întâlnit în viață, eu aveam un gând să mă sinucid. Eu am avut așa probleme, am fost așa de descurajat. Și în timp ce eram descurajat și am zis, n-are sens să mai trăiesc. M-am uitat la Alfa și Omega, o televiziune, și am găsit mărturiile unora și am găsit că îl prezenta pe Dumnezeu și atunci am zis, dar și eu sunt între cei care au nevoie. Și am apelat și am fost salvat. Nu m-am mai sinucis și am fost salvat. Prin Alfa și Omega au fost persoane care au scăpat de la moarte, care aveau gând de sinucidere. Am observat că prin canalul Alfa și Omega sunt transmise multe mesaje evanghelice, unele chiar și de la biserica noastră. Și în ultimul timp am văzut că tot mai multe persoane m-au sunat și mi-au cerut informații vorbind despre emisiunile acestea care le-au văzut la Alfa și Omega. Ei m-au sunat din diverse puncte ale țării, din diverse orașe ale țării, dar și din străinătate. Și prin aceasta înțeleg că canalul Alfa și Omega are nu numai un impact în țara aceasta, ci ca chiar un impact internațional în grupurile de români care urmăresc cu interes aceste emisiuni evanghelice de la televiziunea Alfa și Omega. Ne-am bucurat și noi să putem colabora cu postul acesta de televiziune. Am văzut deschiderea lor. Personal am avut o rezervă nefiind obișnuit să lucrez în lucrarea aceasta publică. Mi s-a părut destul de dificil să vorbești în fața unei camere. Dar după ce frații cu multă deschidere ne-au provocat și am început să mărturisim și să vedem impactul, înțelegem că prin aceste emisiuni poți ajunge la multe sute sau mii de oameni și că este o formă prin care Evanghelia este răspândită până la marginile pământului. Eu privesc fiecare activitate și încerc să o abordez în perspectivă misionară. Și nici una, nici media video, audio, nici cartea creștină, nici proiectele sociale ori caritabile nu sunt delepădate sau excluse. Ele sunt absolut necesare în ceea ce înseamnă procesul de misiune. Misiunea nu o văd ca un eveniment. Ea nu este un eveniment, este un proces. Omul aude Evanghelia pe anumite cale. Eu nu ajung în casa în care ajungeți dumneavoastră, prin Alfa Omega. Nu ajung acolo. Dumneavoastră ajungeți acolo, printr-un mesaj, printr-un material pe care ei îl vizionează. Pot fi mișcați. Se pot naște întrebări în mintea celor care vizionează un program Alfa Omega. Întrebări care să-i determine să ia legătura cu o biserică. Ori să citească în Scriptură. Să stea de vorbă cu un credincios, cu un preot sau cu un pastor. Și iată că lucrarea dumneavoastră este cea care a stârnit. Deci sunt de acord și nu numai de acord, încurajez lucrarea media, este foarte necesară. Dar nu încurajez exclusivismul. Adică numai noi facem sau numai noi. Eu cred că fiecare avem o părticică în ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Și întregul este orchestrat de Dumnezeu. Dumneavoastră ați fost partener și sunteți partener cu noi de mult timp. Și am apreciat și apreciez ori de câte ori am ocazia modul în care ați decis să fiți parteneri cu noi și modul de slujire în acest parteneriat. Nu ați fost doar să filmați, ci în anumite împrejurări ați pregătit și materiale pentru noi și pentru conferințele sau evenimentele pregătite de noi. Și apreciez asta foarte mult. Ne-ați ajutat și continuați să ne ajutați. Și să fiți un partener de nădejde pentru viziunea la nivel național.